25 de mame minore provenind din comunitățile vulnerabile din comunele Dragu, Bobota, Șamșud, Năpradea și Sămihaiu al Mașului au fost sprijinite în scopul integrării și a facilitării accesului la serviciile de bază sociale, medicale, educaționale, Printr-un proiect inițiat de grupul de lucru pentru gestionarea fenomenului mamelor minore, din cadrul instituției Prefectului Sălaj, proiectul Mamele Minore, o poveste adevărată ce poate fi schimbată, a derulat începând cu luna august 2021, având ca parteneri instituția Prefectului Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Asociația Comunelor din România, Primăria Dragu, Școala Gimnazială numărul 1 Dragu, Primăria Bobota, Școala Gimnazială Gheorghe Șincai Bobota, Primăria Șamșud, Școala Gimnazială Zisca Ilaioș Șamșud, Primăria Simihaiu Almașului, Școala Gimnazială numărul 1 Simihaiu Almașului, Primăria Comunei Năpradea, Școala Gimnazială Traian Crețu Năpradea și Liceul Pedagogic Gheorghe și Caizaleu. Scopul proiectului a fost implementarea unor acțiuni de gestionare a fenomenului mamelor minore prin colaborarea interinstituțională la nivelul județului și implicarea serviciilor comunitare integrate, obiectivele principale fiind identificarea cazurilor de mame minore la nivelul comunităților vulnerabile, predispuse sărăciei și excluziunii sociale, Sprijinirea mamelor minore identificate în scopul integrării și a facilitării accesului la serviciile de bază, servicii sociale, servicii medicale, servicii educaționale și prevenirea maternității timpurii în comunitățile vulnerabile, prin informarea și creșterea gradului de conștientizare a gravității fenomenului în rândul întregii populații rurale. Echipele comunitare integrate din cele cinci comunități formate din consilier școlar, mediator școlar, asistent social sau tehnician servicii sociale și asistent medical sau tehnician în servicii medicale au identificat 25 de mame minore, acordându-le sprijin în accesarea unor servicii de bază. De asemenea, pentru prevenirea maternității timpurii au avut loc mai multe întâlniri cu minore și minori din comunitățile vulnerabile și familiile acestora, care se regăsesc în situații vulnerabile de viață din punct de vedere social, medical, educațional și pot fi o categorie predispusă acestui fenomen.